Dragă Sara, ai ales o piesă dificilă. Atenție la linia melodică, lucrează și îmbunătățește-ți tehnica vocală. Interpretarea piesei m-ar interesa să fie mai explicită, pentru că piesa este ritmată și este nevoie de interpretare și de mișcare scenică. La fel, trebuie să-ți cultivi rezistența vocală. Mult succes în continuare! Sara, 10 anișori din Vaslui. Felicitări, draga mea! Într-adevăr, ți-ai ales o stea, o cale de urmat. Mult succes pe drumul pe care ți l-ai ales. Să dea bunul Dumnezeu să ajungi cât mai repede în acest palat de cleștar pe care tu ți-l dorești pentru a-ți urma visul. Felicitări, ai o voce superbă și să știi că mi-a mai plăcut ceva, felul cum tu stăteai pe scenă, cum îți prezentai, ca să spunem așa cu ghilimelele de rigoare, visul tău, acela de a ajunge în acest palat al visului. Felicitări, draga mea, felicitări părinților care te susțin, felicitări profesorilor care te pregătesc, pentru că au văzut ei ceva acolo și cu siguranță îți vor călăuzi pașii astfel încât să ajungi cât mai ușor și cât mai repede, pentru că talent ai, voce ai, vor mai urma doar câțiva pași așa mărunți, ca să spunem, și vei ajunge acolo unde îți vei dori. Felicitări, draga mea! Chiar mi-a plăcut! Mult succes! Felicitări, Sara! Numele tău e scris în stele. Chiar ai steaua ta. Ești foarte, foarte carismatică. Ești foarte frumoasă. Ești foarte, foarte talentată. Ai o voce superbă și umpli scena cu tot ceea ce ești. Te felicit pentru interpretare. Ai un timbru foarte frumos, un metal în voce. Foarte, foarte, foarte frumos. Ai toate datele spre a fi și spre a reuși. Ești o fetiță extraordinar de minunată și îți doresc mult succes pe această cale a artei. Să aduci cât mai multă bucurie în sufletele tuturor oamenilor de pe planeta asta, să bucuri inimile lor și să-ți faci misiunea la cel mai înalt nivel. Și da, într-adevăr, ai steaua ta și strălucește maxim. Se vede pe întreg pământul. Te îmbrățișez!